În evidențele Inspectoratului pentru Situații de Urgență sunt înregistrate la nivelul județului Giurgiu 53 de unități de alimentație publică, din care 28 au autorizații de securitate la incendiu, 10 astfel de unități nu necesită autorizație, iar 15 nu au primit autorizarea. Conform evidențelor ISU-Vlașca al județului Giurgiu, există 53 de obiective din categoria alimentație publică, din care autorizate 28. 15 obiective necesită această autorizație de securitate la incendiu, iar 10 dintre ele nu necesită această autorizație de securitate la incendiu. Din informațiile obținute până acum, cele 10 unități care nu au nevoie de autorizație sunt unități cu suprafața sub 200 de metri pătrați sau au fost înființate înainte de anul 2006, adică înainte de apariția legii 307.